Hudinașilor, astăzi trebuie să scăpăm din grădinița lui Bebetobi, așadar să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările. Și hai să înceapă nebunia, o să-i dăm pe play și să vedem dacă putem să scăpăm de Bebetobi. Uh, băi, ce pijamale mi-a dat! Deci am niște pijamale așa cu curcube, cu uh, niște păpuci cei tine ăștia cu iepurași mabă! Ok Și pare a fi aici o cameră de joacă Însă ușa este blocată Deci bebe Toby a venit și ne-a blocat ușa Trebuie să mergem după săgeată, Să sărim pe aici pe cuburile astea Și să urcăm pe țevi După aceea cred că trebuie să intrăm prin gaura de aerisire Nu? Bă nu pot nu pot să deschid asta, oh, trebuia să o deschide jos Serios? A, dar merge și de aici Hopa, hopa Dacă am apăsat acolo pe buton A funcționat și am reușit Să deschid trapa Ca să-i spunem așa După care am ajuns în locul ăsta Foarte ciudat și aici Avem de sărit Trebuie să sărim pentru că Dacă nu sărim cum trebuie Ajungem direct în țep și Nu prea vrei să ajungi în țep Acum cred că trebuie să mă urc La fel pe cuburile astea încă ușa este uh, prinsă aici cu scândurile Să nu poți să intri pe ușă Sau să nu poți să ieși mai exact Dar stai puțin O, oh, asta o pot deschide direct Uite-l pe Bebe Tobi acolo Bă, se plimbă cu Segway-ul? Mamă, n-are niciun stres Bebe Tobi Ia uite-l, m-a prins instant Băi, ce față are Opa Bebe Tobi a, bă, dat iar de aici de jos, ok Deci trebuie să mă mai duc încă o dată Bă, bă, e destul de periculos așa pare, nu? Aici vine după mine? Bă, și mi se pare bine sau scoate niște gaze verzulii așa ca să-și dea viteză Ia uite-l pe nebunatic Ia, sunt curios de unde mă atacă deci momentan pare că nu mă atacă A, acum vine să mă atace Oh, nu Ajutor! Atât dacă mă duc mai în spate, nu mai are treabă cu mine. Ha, ha, ță, cu bebe Toby nu mă prinz, ia. Ia vezi îl, cum vine. Ia vezi -l. Păi aici am prins, bă, și are o chelar de Valentine's Day. Ok, ok, ok. Ok, bebe Tobi. Nu se poate să mă prinzi chiar așa. Credeam că dacă o să mă trag puțin în spate, nu o să mai pună mâna pe mine, dar aparent trebuie să îl fraierim, bro. Trebuie să mă duc pe aici frumos și să încerc să deschid asta și zbang, dacă am intrat pe gaura de aerisire, am scăpat de bebe Toby. Hai să mergem acum pe aici, deci nu a fost chiar așa de complicat bro și ia uite -te ce desen a făcut. A făcut un desen cu un nub, nu? mi a așa mi se pare. Cred că e desenat acolo un nub, hopa, 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 era să cad în lavă. Ok, era să pic, era să pic în capcana lui. După care trebuie să sărim pe aici și mai multă lavă Mamă, dar lava asta pare periculoasă rău de tot. Op, mergem așa, frumosel, zbang, zbang și am ajuns la o scară. Din nou, ușa este închisă acolo cu scândurile, dar urcăm pe scară și hai să vedem ce găsim pe aici. Mergem prin gaura asta de aerisire. Bă, e bebe Tobi acolo? Se uită la mine prin gaura de aerisire? Ok. Aparent vrea să vadă fiecare mișcare pe care o fac. După care, desigur, aici avem ventilatorul. Oh my god, trebuia să sar, bro! Mă uitam la ventilator. Ok, deci trebuie să fiu atent la țepi. Bă, am sărit prea repede. Deci dacă sari, îți scade viteza. Bine de știut asta. Înseamnă că trebuie să sar chiar la limită și acum... Desigur, după ce am aterizat pe cealaltă, mi-a dat viteză mai mare și nu, nu am mai străit cum trebuia. Ok, dar acum pare a fi destul de bine. Bă, dar te încurc atunci când sari. Deci când sari, efectiv, ți se oprește viteza pentru o secundă. Și în sfârșit avem ușa de blocată. Iuhu! Bine, bă! Am scăpat de lemnele alea. Și ce e aici, bro? Avem un soi așa de... Obi și am văzut tursul lui acolo jos. Însă este mai mare. După aceea trebuie să sărim pe aici. Asta pare destul de simplu. Opa, am crezut că o să cad. Și trebuie să mergem pe lemnele astea. Pot să mă dau unul pe jucăria asta? A, oh, duberge, nu funcționează, e stricat, a stricat jucăria, bebe Toby. Și acum trebuie să intrăm pe gaura de aerisire. Uh, oare cine a mai pregătit Bebelușul ăsta netrebnic Sunt super curios Opa am căzut în gol Mamă Avem aici curță de bună Mamă ce-mi plac cursele astea Ia vezi Mamă cu viteză de aj, jmecheră rău rău de tot Ia vezi frate Uite aici cum se duce hudina și un glonț Nici nu pic la astea Deci nu pic deloc bro O trec din prima Mamă Super easy, a fost chiar super, super easy și avem din nou ușa fără scânduri. Deci, aparent am scăpat acum de scânduri. Hai să mă duc și aici și aici trebuie să mă rostogolesc? Cred că da. M-am rostogolit până jos de tot, bro. Și acum avem din nou o scară. Dar unde mă duce scara aceasta? am ajuns la și mai multe chestii de astea de ventilație, gen, dar avem și țepia jos acolo care sunt destul de creepy, așa, dacă te uiți, adică n-ai vrea să pici în ei. Și acum avem ușa, dar de data aceasta este mai ruginită. Și de ce este ușa ruginită? Oare? Hai să o deschidem. Opa! Suntem încă în canalizare, avem și lichidul ăsta verde, care știm că dacă ai picat pe el, zbeng, te dus. Și acum ce e cu scările astea? Ok, deci avem scările. Bun. Și din nou o ușă închisă aici. Dar ușa asta la altă pare a fi deschisă. Da. Și acum trebuie să sărim din nou pe țevi. Pe țevi, sincer, pare puțin mai greu. Decât pe alea... Așa, dreptunghiul are de ventilație. Adică, acum e forma rotundă. Pare puțin mai greu. Și am ajuns din nou la bebe Toby, Dar și-a schimbat hainele. Acum e îmbrăcat în alb. Ochelarii îi mai are și trebuie să trec pe lângă el. M-a lăsat în pace, serios. <laughs> Papa pa, bebe Tobi. M-am dus. Și cred că am scăpat de el, bro. Cred că acum pot să alerg liniștit. Numai că e noapte afară uh, Ok, avem o săgeată aici Și trebuie să sar prin apă Trebuie să not prin apă asta Acolo a fi sfârșitul? Are sus de tot? Sincer să fiu, nu-mi dau seama Dar e posibil ca acolo Să fie sfârșitul În fine, mă mai plimb puțin pe aici prin apă Huu, Gata, m-am răcorit bine Mi-era puțin cap cald Și acum hai să sărim pe aici Să vedem cine așteaptă sus pentru că deja devine din ce în ce mai curios, bro. Ia. Gata? Ce e aici? Bă, da, e o statuie cu bebe Dobby. Mamă, ia uite, el are trei fire de păr sau bandul, două fire de păr în cap. Prea <laughs> tare m-am urcat în capul lui. Uh, aparent pot să-ți iei și viteză de aici. Oare pot să sar acolo? Ia. A, aproape. Ia stai. Cred că pot să ajung acolo. Aici apare a fi un perete invizibil Și dacă te chinui Bă, dai cum să ajungi acolo pe aia, mamă Challenge extrem Challenge extrem, frate Bă, e imposibil Poate dacă folosesc și shift-ul, ia Gen să alerg Oh my god Deci nu cred că ai cum să te urci acolo Cred că e pusă chiar la limită Ia vezi Mamă, e imposibil. Sau poate să sar pe asta altă? Nu, dar asta e, e, e mai îndepărtată, cred. Da, nu. Nu mă de aici, așa. Aproape! Aproape că am ajuns acolo, bro! Sau poate dacă ai viteză. Ia să-mi iau viteză. Hai să-mi iau 100 viteză. Și hai să încerc acum. mă, dar acum pare mai greu să sari cu 100 viteză. Hai să vedem și. O bă, cu 100 viteză s-ar prea tare What? <laughs> Nici nu mai pot acum să mă întorc înapoi Mamă, deci ai nevoie de 50 viteză ca să ajungi acolo Nu cred că mă mai pot urca din cauza că am viteză prea mare. Da, deci Rip nu mă mai pot urca acolo pentru că am viteza prea mare. Însă am reușit să termin uh, obiul acesta nebun al lui Bebe Toby. A vrut să ne țină închiși la grădiniță pentru totdeauna. Însă am reușit să scăpăm. Cam acesta a fost episodul cu dinașilor. Să nu uitați să rupeți butonul și de like. Să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Sua Dé, papá!